și Florin Iordache erau... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Să-i urăm astăzi de ziua lui la mulți ani primarului Constanței și la cât mai multe parcări, așa cum promitea în campania electorală. Subiectul zilei de astăzi nu este despre parcări, este despre Parlamentul României și despre activitatea parlamentară a Cristinei Rizea, invitatul nostru de la această oră. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și bine v-am găsit! Cristina Rizea este parlamentar USR Plus, deputat. Și este interesant de aflat ce s-a întâmplat ieri în Parlament, pentru că a fost un adevărat haos. Am rămas cu toții interziși la acele imagini din Parlamentul României. Așadar, doamnă, haideți să începem prin a explica ce s-a întâmplat ieri în Parlament și cum ați reușit, cu ghilimele, să plecați de la guvernare. Ca să o luăm cu începutul, haosul nu a pornit ieri. Haosul a pornit din momentul în care USR Plus s-a opus acestui proiect al domnului Câțu, PNDL 3, Angel Saligny, cum a vrut el să-l denumească. Noi nu am vrut ca acest proiect să fie la fel ca cele anterioare, PNL 1, PNL 2, unde știți ce s-a întâmplat cu banii, am ajuns să avem becuri cumpărate la 2000 de euro și am pus niște condiții de bun simț, aș spune eu, în primul rând transparența modului în care se vor cheltui acești bani. Domnul Câțu, fiind foarte grăbit cu alegerile interne, care este singura lui preocupare, a înțeles să nu ia în seamă amendamentele noastre și, deși am stabilit că nu ne vom grăbi cu acel proiect până nu vom face unul bun pentru comunitate, pentru că vorbim totuși de 50 de miliarde de lei, nu vorbim de o sumă mică, ar trebui totuși să avem puțină responsabilitate când vorbim de acești bani. Domnul Câțu n-a înțeles că totuși sunt banii oamenilor și trebuie cheltuiți responsabil. A înțeles să-și cumpere niște voturi din teritoriu de la primarii săi PNL pentru alegerile interne care urmează. Astfel că săptămâna trecută, miercuri, l-a sunat pe ministrul justiției, în funcție atunci Stelian Ion, și a spus că dacă nu îi trimite avizul pentru PNL 3, îl demite. Stelian Ion nici măcar nu primise documentele, după cum s-a dovedit a doua zi, nici măcar nu primise documentele necesare pentru a putea să dea avizul respectiv și oricum nu se ocupa el personal, se ocupa acel departament de avizare unde directora de acolo a fost destituită a doua zi după Stelian Ion și astfel domnul încă prim-ministru a reușit să-și ia avizul și să treacă acel program așa cum dânsul a dorit. Prin urmare, ceea ce PNL-ul nu se aștepta, noi am depus moțiune de cenzură împotriva premierului Câțu. S-au alăturat și colegii de la un alt partid, de la AUR, au vrut și ei să semneze moțiunea noastră. Am depus-o vineri și de atunci pot să spun că a început haosul și încălcarea Constituției, lucruri pe care nici măcar pe vremea lui Dragnea nu le vedeam. Că am ieșit la vot anul trecut cu speranța că vom scăpa de epoca Dragnea și că nu vom mai vedea în Parlament astfel de episoade cum ați văzut ieri. Da, ce a fost ieri? Toată nebunia de ieri. Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului este condus de cei doi președinți. Alternativ, președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban, președinta Senatului Anca Dragu. În absența unuia dintre ei, conduce celălalt președinte. Domnul Roman, efectiv, deși doamna Anca Dragu, președinta Senatului, era prezentă, domnul Roman i-a confiscat, efectiv, microfonul, l-a pus departe de ea și nu a vrut să o lase să conducă ședința. Bineînțeles, colegii au sărit și să încerce să explice domnului Roman care este regulamentul, că întotdeauna o ședință este condusă de președinte, dacă președintele este prezent, de unul dintre cei doi președinți. Domnul Roman nu a vrut să înțeleagă. Ulterior, lucrurile, ați văzut, au luat amploare, au sărit, au ieșit din bănci colegii de la
aur și s-au dus și efectiv l-au scos cu forța. Nici comportamentul lor nu a fost unul ok, dar șocant a fost că un președinte de ședință a avut un astfel de comportament față de președinta Senatului României. Al doilea om în stat i-a luat microfonul din mână și nu a vrut să o lasă să prezideze ședința. Poate dânsul își făcuse deja socoteala că nu va mai fi în curând doamna președinte, așa că... Da. Va fi foarte dificil ca doamna Dragu să nu mai fie președinte, ei vor trebui să-și asume totuși pe față, poate chiar să semneze niște acte cu acest nou USL care a apărut din această săptămână. Adică ieri a fost colaborarea PNL cu PSD la vot. Da, colaborarea PNL cu PSD la vot în biroul permanent, unde au făcut tot ce au putut ei ca să oprească această moțiune, care este perfect constituțională, deși guvernul a depus la Curtea Constituțională o sesizare cum că semnăturile celor care au semnat moțiunea nu ar fi valabile, dar o semnătură conform legii poate fi contestată doar de cel care a semnat și oricum colegii au fost acolo să-și susțină semnătura. Absolut toți parlamentarii au fost acolo să susțină semnătura pe această moțiune. Bun, și moțiunea aceasta când ajunge moțiunea la... Moțiunea aceasta ar trebui, conform Constituției, moțiunea aceasta ar trebui să ajungă la vot în 3 zile de când a fost citită. Da? Așa spune articolul 13 din Constituție, că moțiunea trebuie să fie citită după 3 zile, trebuie să fie dezbătută și votată după 3 zile de când a fost citită. Deci, practic, ieri a fost citită, deci începând de duminică, în zilele următoare, ea trebuie să ajungă la dezbatere și la vot. Că de la asta a pornit scandalul de ieri. Colegii mei au cerut calendarul moțiunii, au cerut să fie votat calendarul moțiunii. Adică, data și ora când ea va fi dezbătută, data și ora când a fost votată. Și atunci, din nou, am văzut acel USL care a renăscut, care a votat împotriva stabilirii acestui calendar. Deci, practic, au votat împotriva Constituției. Aș vrea să vă arăt lista parlamentarilor de Constanța. După cum știți, Constanța are 17 parlamentari și o parte dintre ei, atât de la PNL cât și de la PSD, au intrat în acest, cred eu, care se va forma curând acest nou grup parlamentar, USL sau USL 2.0. Da? Și îi aveți aici pe cei cu roșu sunt cei care au votat pentru încălcarea Constituției. Au votat cu roșu. Este Banias Mircea Marius de la PNL, Bourceanu Septimiu tot de la PNL sau de la USL, acum nu mai contează, Crușoveanu Marian, Dumitrache Ileana Cristina, Cuțucă Bogdan, Țuțuianu Marius Horia. Nu vă mai spun partidul că... Se știu. Acum, da, se știu până să ajungă la un nou USL, cum spuneți dumneavoastră, că acesta... S-a ajuns deja, doar că nu este oficial. La să ține, da, Aripa Câțu și cu Aripa Ciolacu vor forma acest nou USL, pentru că există, haideți să fim sinceri, există și la PNL și există și la PSD, chiar oameni care nu sunt deloc de acord cu acest nou USL. Bun, ce șansă credeți că are moțiunea, având în vedere că nu vă puteți baza pe voturile PSD? Nu vă puteți baza. Ei trebuie să-și asume că nu vor vota moțiunea. Este ok. Deci nu este nicio problemă dacă această moțiune pică. Dacă această moțiune pică, înseamnă că guvernul Câțu are în continuare susținere. Va avea susținerea PSD-ului, da? Deci nu este nicio problemă dacă această moțiune pică. Nu asta este supărarea noastră. Supărarea noastră este că se încalcă Constituția. V-am spus, ceea ce am văzut pe vremea lui Dragnea ar trebui să nu mai vedem în Parlamentul României și suntem acum la momentul la care se încalcă Constituția, se fraudează textul Constituției. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la vot.
ne vom distra cu ghilimele. Adevărul este că dacă analizăm dincolo de lupta asta din PNL, este problema lor cine să fie președinte. Ca să facă oamenii din această țară, nu pentru partidul lor. Adică am ajuns să ne cumpărăm voturi cu 50 de miliarde. Asta se cheamă jaf. Jaf la drumul mare. Cumperi voturile colegilor de partid, voturile primarilor, cu banii oamenilor. Cum să faci așa ceva? Tot acest scandal, spuneam, nu face bine deloc. Ne uităm la cursul valutar. Cei care au rate în valută nu sunt în regulă. Oamenii aceia vor avea de tras. Da, da, dincolo de chestia asta. De la ce a pornit tot bâlciu? Că nu este doar de la acest proiect pe care a insistat Câțu să îl treceți și să fie împărțiți banii în teritoriu pentru diverse proiecte. Poate e un proiect bun. Poate este bun și dumneavoastră sunteți... Este un proiect foarte bun. Este un proiect care va ajuta comunitățile locale să își implementeze anumite proiecte de care au mare nevoie. Dar trebuie să ne asigurăm că este făcut cu cap. Trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți cu responsabilitate. Este un proiect foarte bun. Este un proiect susținut de noi, dar am avut niște amendamente, v-am spus, total de bun simț. Dar de la ce a început? Să ne amintim așa puțin. Știți, acum câteva luni eu mai întrebam parlamentari și când se strică această colaborare dintre PNL și USR Plus. Bineînțeles că atunci mi se spunea nu. Dom'le, se tot discută. A fost ceva premeditat? Am încercat. Da, eu sincer cred că nu. Pe noi USR Plus nu ne-au vrut niciodată la guvernare alături de ei. Fac parte dintr-o altă categorie de politicieni. Fac parte dintr-un alt mod de a se face politică. Un mod pe care noi pur și simplu nu mai vrem. Ei niciodată nu au crezut că noi vom ajunge la moțiune. Erau convinși că odată ce noi avem ministere, că avem miniștri, avem secretari de stat, avem prefecți și subprefecți, nu vom pleca de la guvernare și vom accepta toate mizeriile pe care ei sunt dispuși să le facă oamenilor. Ei vă referiți la PNL? La PNL, da. La modul general, tot PNL? Nu tot PNL-ul, ci aripa Câțu. Vă dați seama, Câțu este totuși șeful guvernului, da? Conduce guvernul din această țară. Da, este Superman, după cum am văzut. A fost așa. Într-un mod neplăcut că primul ministru acestei țări a ajuns în halul ăsta să se agațe efectiv de putere și să facă înțelegeri cu Ciolacu ca el să fie susținut și această moțiune să nu ajungă la vot până la Congresul PNL. Adică stau și mă întreb, votanții PNL sunt de acord cu chestia asta? Eu știu oameni care au votat cu PNL-ul ca să scape de PSD. Niciun caz nu se gândeau că o să ajungă Câțu să facă înțelegeri cu PSD-ul. Sub nicio formă nu cred că își închipuiau oamenii aia nici în cele mai negre coșmare în loc să ajungem iarăși în situația USL-ului. Dar nu cred că a făcut-o. Poate n-a făcut o înțelegere. Poate PSD pur și simplu speculează contextul și nu face nimic și lasă acest scandal să continue, pentru că cum ne convine așa. Înțelegerea, haideți să ne uităm puțin la voturi, da? Oamenii ăștia nu sunt toți din același partid. Și aici am numai lista de la Constanța, dar au avut o majoritate covârșitoare. PNL plus PSD, îmi pare că nu v-am adus și lista generală de la Național, să vedeți că au votat efectiv la fel. La fel. Le convine cu Câțu, pentru că PSD-ul continuă să strângă acum voturi, procente, uitați-vă în sondaje. Ei nu trebuie să facă, să intre la guvernare sau să voteze alături de dumneavoastră, că se schimbă guvernul și se face liniște și nu e ok pentru ei să fie liniște. Cu cât se amplifică acest scandal, acest nesigur. Totuși este vorba de bani. Credeți? Hai să ne întoarcem puțin la acest PNRR3, unde vorbim de 50 de miliarde de lei, da? Cine are cei mai mulți primari din țara asta? PSD-ul, da? Deci cine are cel mai mare interes ca acest PNRR3 să nu fie transparent, să ajungă banii la cât mai mulți primari și să îi cheltuie cum își doresc dânsii. Deci, unii chiar îi cheltuie în folosul comunităților. Deci eu am văzut proiecte prin PNRR 1 și 2 făcute cu cap. Dar unii nu.
De ce n-a ieșit USR Plus de la guvernare? De ce nu s-a, n-a fost atâta tam-tam atunci când domnul Câțu l-a remaniat pe domnul Vlad Voiculescu? Pentru că și atunci nu a existat... A fost absolut aceeași greșeală și atunci mi-am stat de vorbă cu domnul Câțu și i-am spus că așa ceva nu se face într-o coaliție, dar pentru că trebuie să mergem înainte, noi am înghițit, am făcut acel compromis de a merge mai departe cu dânsul, explicându-i în mod clar că a fost ultima oară când s-a întâmplat așa ceva. El nu a înțeles treaba asta. El a crezut că dacă am acceptat odată, vom accepta în continuare și vom rămâne acolo în locul PNL-ului. Ei, nu se poate așa ceva. Oamenii nu ne-au votat să stăm și să arătăm cu degetul. Oamenii ne-au votat pentru că am promis niște reforme, da? Și noi ce trebuie să facem? Trebuie să ne ducem reformele alea la bun sfârșit. Nu poți să faci așa ceva, să pui numai piedici, să încerci să ne împiedici miniștrii să-și ducă reformele la bun sfârșit. Nu așa funcționează o coaliție. O coaliție de guvernare ar trebui să funcționeze în folosul oamenilor. Nu stăm să ne gândim, aveau ce procente iau eu, cum fac să câștig conducerea partidului. Asta este treaba ta personală, ce faci tu în partidul tău e treaba ta. Tu ești acum șeful guvernului și ești acolo pentru oameni, nu pentru PNL. Bun, și a doua decizie după Vlad Voiculescu, cea cu Stelian Ion, v-a dat de înțeles că așa nu se mai poate. Dar i-am spus clar că până aici a fost. Deci noi putem să continuăm într-o coaliție cu PNL și cu UDMR fără niciun fel de problemă. Coaliția se poate reface, poate exista în continuare, dar nu cu premierul Câțu. Premierul Câțu se vede, poartă o haină mult prea mare pentru umerii lui. Nu poate să ducă așa ceva. Noi i-am dat o șansă, am crezut că este un premier reformist, am crezut că România va evolua sub conducerea dânsului, dar exact cum spuneați, uitați-vă la cursul euro ca să vedeți evoluție. Da, ați văzut că președintele Klaus Iohannis nu are o problemă cu premierul Câțu. Da, este ceva inexplicabil modul în care președintele Iohannis alege să-l țină în brațe pe premierul Câțu, indiferent ce face. Deci, rolul președintelui ar trebui să fie de mediator. Ar trebui să aibă grijă să nu ajungem în situații de astea, nu să le alimenteze, să iasă și să spună că este ok, guvernarea e perfectă, merge înainte. Adică n-am văzut să aibă o problemă că ați plecat. A fost, nu știu, poate... Nu, eu cred că a fost o mare bucurie. Nu cred că a fost așa de că... Da, că am plecat. Vedeți, a ajuns la guvernul PNL și atât. Da. Bine, și cu susținere de pe unde s-a putut. Dar guvernul este PNL. Da, guvernul este PNL, dar un guvern PNL nu poate să existe fără susținerea PSD-ului. Un guvern minoritar PNL, fără susținerea PSD-ului, nu va putea exista. Asta e, dar au rezolvat problema. Chestiunea aceasta, guvernul meu, PNL. Mi se pare, e genial, domnul Cățu, cred că de-aia îl ține în continuare și posibil domnul să aibă și... Va trebui să țină cont și de votul oamenilor. Înțelegeți că domnul Cățu nu s-a dus acolo și s-a angajat. Domnul Cățu a fost votat ca să ajungă acolo. Înțelegeți? Domnul Cățu conduce acest guvern pentru că a primit și voturile USR Plus, a primit și susținerea USR Plus. Dar noi am fost cei care l-am pus acolo, noi suntem cei care îl vom da jos de acolo. USR Plus a purtat discuții cu președintele. A fost acea invitație la dialog? Bine. Nu, a fost pur și simplu o invitație care trebuia bifată. Nu s-a discutat absolut nimic. Deci, efectiv, l-a chemat pe președintele, pe copreședintele partidului Dan Barna și nu au discutat absolut nimic, nu au atins niciuna dintre problemele cu deci care România... Deci a făcut un ceai, o cafea și atât acolo la Cotroceni? Da, exact. Deci, pur și simplu, nu au discutat absolut nimic. Stăteam toți și așteptam să vedem ce va spune președintele. Ne gândeam că poate în sfârșit s-a trezit și în sfârșit va lua măsuri și va înțelege în ce situație este România din cauza premierului Câțu. Și poate va dori să-l lase din brațe, pentru că oamenii care au votat PNL, au votat PNL, nu au votat Câțu. Nu au votat Câțu ca să ajungă Ciolacul în echipa câștigătoare la PNL. Chestia asta cu... PNL are guvernul,
Se ajută de PSD, de Ciolacu, de voturi, nu contează, la alegerile... Este ok, adică este voința oamenilor. Ajungem de la chestia asta la ce se întâmplă cu dumneavoastră. Sunteți cu moțiunea alături de AUR. Nu suntem alături de AUR. E ca și cum am spune că noi două am făcut o alianță pentru că cumpărăm pâine de la aceeași alimentară. Nu există această alianță. Noi am avut o moțiune, da? Un document, așa se întâmplă în Parlament. Eu am un proiect de lege, da? Vreau să depun acest proiect de lege și întreb colegii din Parlament care vor să semneze, să susțină acest proiect de lege. Dar este proiectul meu, da? S-a întâmplat de foarte multe. Am proiecte care au fost susținute și de colegi de la PNL, și de colegi de la PSD, și de la un om, un parlamentar a fost trimis acolo ca să facă treabă pentru oameni, să vină cu proiecte de lege pentru oameni. Dacă acest proiect de lege este bun pentru oameni, îl semnează parlamentari de la toate partidele. Exact același lucru s-a întâmplat și cu moțiunea. Această moțiune a USR Plus este foarte bună pentru oameni, deci au semnat-o și colegii de la AUR. Dar asta nu înseamnă că noi avem o alianță. Chiar nu avem nicio treabă. Nu suntem... Electoratul dumneavoastră a fost ușor bulversat. O parte din electorat, mai ales că în mediul online, foarte mulți bani în propaganda asta. Inclusiv președintele României, care ar trebui să fie imparțial, a ieșit și a spus că a făcut USR o alianță toxică cu AUR. Nu există așa ceva. Nu există niciun fel de alianță. V-am spus, s-a întâmplat exact cum se întâmplă cu un proiect legislativ. Am făcut acest proiect legislativ ca să îl pot depune, are nevoie de niște semnături, da? Și colegii care sunt de acord cu proiectul meu legislativ, dar este proiectul meu, da? Și rămâne al meu, semnează și ei pentru susținere, da? Același lucru se întâmplă și cu moțiunea. Ei au fost de acord cu moțiunea noastră împotriva cabinetului Câțu și au semnat și acel proiect. Da, eu nu înțeleg cum de s-a ajuns președintele care era criticat de Liberal la un moment dat, că ține cu dinții de USR să ajungă în guvern, să fiți acolo. Păi da, președintele a înțeles că USR-ul nu este așa docil cum și-ar dori dumneavoastră, cum și-ar dori dumnealui. El credea că USR-ul... Doamne, eu nu-mi doresc să fie USR, nici eu nu mi-aș dori vreodată să ajungă USR-ul docil. El, cum să spun, și-a făcut alte socoteli și a crezut că USR-ul și Stelian Ion va fi un ministru docil și va face ce îi va spune președintele, nu ce îi spune Constituția. Dar ce trebuia să facă Stelian Ion? Că după cum a arătat dumnealui, nu i-a ajuns acel document să-l semneze când reproșa, când a spus Câțu că trebuia să-l fi semnat. Nu l-avea. Ce n-a făcut Stelian Ion? Cred că a făcut prea multe. Nu că nu a făcut. Cred că a făcut prea multe. Ce? Că desfințarea SIJ nu s-a întâmplat. Păi desfințarea SIJ nu s-a întâmplat pentru că a fost blocat în Parlament de PNL și de UDMR. De aia nu s-a întâmplat. Pentru că desfințarea SIJ a fost unul dintre proiectele care a venit în Parlament. Da? Ok, atunci ce a făcut Stelian Ion prea mult de... Stelian Ion a încercat să rupă justiția de politic, să depărteze cât mai mult aceste două puteri în stat, care nu ar trebui să fie legate una de alta. Da? Deci a încercat să facă concursuri pe bune, a încercat să numească, să găsească oameni competenți în funcții de conducere la ADNA, la parchetul general, ceea ce Bănescu a deranjat. Nu știu dacă ați urmărit cel mai recent, cred că e cel mai recent interviu al premierului Câțu, în care spunea că... Acela de la Digi? Acela, da, în care... Da, va rămâne posibil, în istorie, și peste 50 de ani. Că poate, că de unde să știe el ce ați negociat, sau poate USR Plus, având în vedere că este aliat cu AUR pentru această moțiune. Da, știu, aberația aia, da. A spus poate că USR Plus nu ar mai susține campania de vaccinare. Păi noi am făcut absolut... N-a zis chiar așa, era și oricum spus așa, cumva cu semnul întrebării, că poate ne oferi campania de vaccinare. Chiar am pus pe pagina mea de Facebook. Pentru că AUR sunt antivacciniști. Știu, v-am spus, noi nu avem nicio treabă cu AUR, deci nu suntem deloc de acord cu ei, nu vom fi niciodată pe aceeași lungime de undă, pentru că noi am făcut absolut tot ce ține de noi ca să
creștem gradul de vaccinare al oamenilor. Am pus pe pagina mea un grafic despre cum merge vaccinarea în acest moment. Deci este la pământ, la pământ. Oamenii ăia stau degeaba în centru de vaccinare, nu mai sunt cozi, nu mai sunt oameni care să se programeze, nu mai este ce era atunci când m-am vaccinat eu la început. Deci pur și simplu gradul de vaccinare a scăzut foarte, foarte mult, nume pe degetele de la mâini oamenii care se vaccinează fiecare zi. Nu este normal așa, pentru că noi suntem încă la 30%. Ca să ajungem la imunizarea de masă, noi trebuie să ajungem la 70%. În ritmul ăsta, în cât timp credeți că o să ajungem la 70%? Să vă spun ce a făcut Ioana Mihăilă, ministrul sănătății. A venit cu un program de stimulare a vaccinării. Vor fi, am înțeles de la domnul Câțu, a declarat că acest proiect va fi continuat cu tombole, cu bonul de masă. Doamne, vă rog frumos, nu mă spuneți asta, că eu nu sunt de acord. Deci nu nici, să vă supărați pe mine, dar stimularea asta pe bani să se vaccineze, nu, omul trebuie să fie corect informat, deci permanent informat, deci este bine să se vaccineze, nu să-i dai bani. Nu, nu, asta este mită. Nu, deci este aceeași chestie ca să fost și alea. Sunt complet de acord. Nu trebuie să fie corect informat, dar uitați-vă câtă dezinformare există, inclusiv la televizor, inclusiv colegi parlamentari care dezinformează oamenii și le spun că nu este ok să se vaccineze. Am trebuie mai multă determinare și mai mult efort din partea celor da, care trebuie să-i domingă. Și-a asumat această campanie, dacă vă aduceți este aminte, proastă. A spus... Nu vă spăreați, e proastă, am această opinie, sunt fer. Da. Corect. Domnul Cățu a spus în primăvară că își asumă în mod direct această campanie de vaccinare, că nu vrea să fie în responsabilitatea Ministerului Sănătății, vrea să fie în responsabilitatea sa directă. Că el își asumă ca până la 1 iunie să avem, nu mai știu cât a spus el, oricum, să ajungem la 50% cu vaccinarea pe acolo. Cu tombolă și cu așa. Cred că o să întreb pe colega mea Loredana ce ne dorim noi, să domnul Cățu două beri și un platou de mici ca să se vaccineze și sora colegii mele. Ok, trecem da, mai departe, așadar, nu aveți nicio înțelegere cu aurul referitor la... Nu există nicio înțelegere, nu avem cum să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere, eu nu înțeleg cum au ajuns astfel de oameni în Parlament, dar asta este alegerea oamenilor, au fost votați, sunt acolo să reprezinte o anumită categorie de oameni. Da, ați văzut sondajele? Ați văzut ce rău a început să stea PNL, USR, PSD e bine? Da, este absolut normal să se întâmple lucrul acesta, pentru că avem o guvernare de 8 luni de zile, avem niște măsuri pe care ni le-am asumat și care nu merg, pur și simplu sunt blocate la diferite niveluri. Avem proiectul cu pensiile speciale ale aleșilor locali, care este în Parlament și nu ajunge pe ordinea de zi, pentru că nu avem susținere de la celelalte partide. A fost la Senat proiectul cu pensiile speciale, cu primarii în două tururi, da? A fost la Senat și nici măcar AUR, cei care au depus acest proiect, da? Nici măcar ei nu au votat pentru el. Deci a picat cu voturile de la AUR, de la PSD și, bine, o parte de la PNL. La PNL au fost colegi care au votat pentru primari în două tururi la Senat. Ați început să vorbiți, nu doar dumneavoastră, și colegii dumneavoastră, și premierul. Prea mult despre AUR. Dumnezeu, le faceți campanie. Deci realizați că le faceți campanie pomenindu-i atât de des. Sunt o realitate în Parlament în momentul de față și nu avem cum să ignorăm faptul că sunt acolo. Nu, dar mi s-a părut foarte amuzant că din greșeală au votat împotriva bine, din greșeală spun ei, eu nu cred, au votat împotriva. Nu nimic, revin, să revină cu el. Avem și noi proiect cu primarii în două tururi, cu eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, desfințarea SIJ. Sunt o grămadă de proiecte pe care noi ni le-am asumat, dar efectiv sunt blocate pentru că nu au susținerea celorlalte partide. Cred că trebuie să discutați cu colegii, poate îi convingeți, dar în primul rând lucrurile acestea trebuie să le tot comunicați oamenilor. Habar n-aveam de nu știu ce proiecte care n-au acest acord. În ziua în care a fost demis Vlad Voiculescu,
Atunci a fost depus proiectul nostru, semnat de 80 de parlamentari USR Plus, pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali. Dar, ce să vezi, fiind Congresul PNL, nu aveam cum să punem pe ordinea de zi un astfel de proiect, pentru că supăram primarii PNL, care trebuia să voteze ce trebuie să voteze. Da. Păi și ce treabă aveți dumneavoastră cu Congresul? Păi noi n-avem, și asta e. Păi noi n-avem ce treabă, proiectul l-avem depus. Dar cum îl, cum îl facem să fie susținut? Că știți foarte bine ce procent avem noi și avem nevoie de susținere ca să pot să trecem proiect. Că lumea spune că ați promis aia, ați promis aia, ați promis aia. Da, noi am promis. Dar noi avem 15%. Orice proiect vrei să-l treci, ai nevoie de majoritate. Majoritate înseamnă 50% plus 1, da? Cum ajungi la o astfel de majoritate de la 15%? Că degeaba vrem noi o grămadă de lucruri să le facem dacă nu avem susținerea celorlalte partide. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Asta nu înțeleg și spun că, vai, că ați promis atâtea și ne-ați făcut. De asta scădem în sondaje. Pentru că oamenii nu înțeleg că noi cu 15% nu avem cum să ne ducem proiectele la bun sfârșit singuri și avem nevoie de susținere de la celelalte partide. De asta s-a format această coaliție de guvernare. Dar după cum vedeți, nici măcar în această coaliție de guvernare nu am găsit susținerea proiectelor noastre. Susținerea din programul de guvernare comun. Da? Pentru că s-a făcut un program de guvernare comun atunci când s-a semnat această coaliție. V-a păcălit PNL-ul să mergeți la guvernare pentru a-și trece, pentru a-și face, nu știu, să-și treacă proiecte și când... Nu să spun că ne-a păcălit, pentru că ne-am asumat că mergem la această guvernare. Exact ce vă spuneam, ca să ne ducem proiectele la bun sfârșit. Oamenii nu au votat ca să mergem în opoziție și să stăm și să semnalizăm la ce face PNL-ul. Oamenii ne-au votat tocmai pentru aceste proiecte. Și noi vrem în continuare să guvernăm, dar vrem să guvernăm pentru români, nu pentru interesele lor de partid. Asta, aici nu ne potrivim, aici nu ne înțelegem. Ce faceți mai departe în Parlament? Că aveți activitate de parlamentar, evident, nu sunteți la guvernare, dar lucrați la proiecte, poate... chiar dacă spuneți că nu unele lucruri, unele proiecte nu trec pentru că nu sunt... suficiente voturi și pentru USR Plus. Da, 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 într-adevăr, proiectele noastre sunt bune pentru oameni și pentru bugetul acestei țări, dar ne găsim foarte greu susținere pentru ele. De exemplu, proiectul meu pe care îl voi depune săptămâna viitoare, pentru că l-a tot amânat, e gata de la sfârșitul sesiunii trecute, dar nu am reușit să găsesc toți colegii și de la deputat și de la senat care au și-au declarat susținerea și au spus că vor neapărat să semneze acest proiect și de-abia acum am reușit să strâng toate semnăturile și îl voi depune în săptămâna viitoare proiectul pentru limitarea interimatelor. Ce vă spuneam, ceea ce ne dorim noi, separarea acesta a administrației de politic, da? Pentru că ce se întâmplă în momentul de față este că avem foarte mulți directori și membri în Consiliul de Administrație numiți politic pentru aceste mandate interimare de 4 luni cu prelungire de încă 2 luni. Problema este că aceste mandate se tot înmulțesc așa, ajung, am un mandat, după aia încă un mandat, lucru care nu este normal, ok, poți să ai pe cineva interimar, pentru că este o situație deosebită pentru 4 luni, 6 luni, dar după aceea ești obligat să faci concurs pentru acel post. Adică aduceți acea clarificare fermă în lege, pentru că dacă ne uităm, depinde cum o interpretezi. În momentul de față există acea interpretare. Spune că ai voie să ai mandat interimar de 4 luni, prelungire maxim până la 6 luni. Dar nu spune câte mandate ai voie să ai. Și ajungem să ai pe cineva 27 de mandate de câte 4 luni, 6 luni. Că e normal și legea îți permite. Asta face proiectul meu. Limitează această posibilitate de a putea avea o persoană mai multe mandate interimare. Deci sub nicio formă nu se va mai putea întâmpla așa ceva. Și ce alt lucru pe care îl reglementează cu aceste anunțuri. Știți cum sunt anunțurile acestea de angajare în anumite posturi importante unde se duce un singur candidat, acela care trebuie, de obicei. Acest proiect nu va mai putea permite lucrul ăsta, pentru că atunci când ai un anunț, anunțul trebuie să fie publicat pe 2 platforme de recrutare, da?
plus pe cea mai pe pagina principală, pe site-ul, pagina principală a site-ului instituției respective. Da, în momentul de față nimeni nu aude de aceste anunțuri, nimeni nu știe, nimeni nu... Da, nu le vede, sunt... Da, da, și ajunge, exact, ajunge întotdeauna persoana care trebuie la acel concurs. Sau am avut caz când a ajuns și a doua persoană, că aflase, dar a fost convinsă să plece. Asta apropo de administrația locală din Constanța, ei așa pe bârfe, pe discuții, nu? Cu două zile clare. Sau cum avem la City Bus, prelungirea mandatelor, unde un coleg de-al dumneavoastră, deși de la PNL i s-a spus că îi se prelungește, a zis că nu, pentru că el înțelege... Da, Ștefan Gorcea, colegul cu care am lucrat la acest proiect. A, deci a lucrat cu dumneavoastră. Da, chiar da. Am avut discuția și da. Că l-am întrebat, am fost nedumerită, cum dumne, nu vreți să vi se prelungească? Păi nu, că eu înțeleg legea așa. Da. Ok, asta cu limitarea interimatelor este un proiect, dar data trecută mi-ați mai vorbit de anumite proiecte. Ce se întâmplă? Ați mai reușit să avansați cu ele? Mai am... Sau e luptă grea cu PNL? Da, este o luptă grea nu numai cu PNL, de exemplu, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, care este în circuitul parlamentar, a primit aviz negativ la o comisie din Senat și m-am uitat că singurul coleg care a votat... pentru a fost colegul nostru. Deci nimeni de la niciun alt partid nu susține eliminarea indemnizațiilor acestor oameni care deja primesc o indemnizație. Din atop. Păi da, pentru că în aceste atopuri ajung reprezentanții ai diferitelor partide. Da, adică da, așa este. Așa se este. Face o negociere, că știm și noi, am văzut și noi cum funcționează atopul. Se face o negociere între partide. Da, mă, ia pentru tine, dă-i lua, la pune-n partid. Exact, este o sinecură prin care sunt plătiți oameni de partid să-ți rămână loial. Asta este atopul. Și noi încercăm să scoatem prin proiectul ăsta, încercăm să scoatem indemnizația acestor membri ai atopului, pentru că și acolo vorbim de 150 de milioane pe an, care sunt cheltuiți strict cu aceste indemnizații. Nu mai vorbim de bugetele pe care le au la dispoziție pentru anumite activități. Anumite activități care nu se desfășoară. Că, am spus, am cerut pentru anul trecut raport de activitate și raportul a fost zero pentru majoritatea unităților administrativ-teritoriale. Poate n-am avut timp să le redacteze. A fost foarte, e foarte stufos. Doamnă, uitam să vă întreb, să aduc în discuție și subiectul. Nu mai aveți... Ce că nu mai sunteți la guvern, nu mai aveți nici prefecți, nici suprefecți? Da, e o chestiune interesantă aici, apropo de cum se desfășoară lucrurile în celelalte partide și cum se desfășoară la noi. Pe de o parte, domnul Cățu spunea că el vrea în continuare o guvernare cu noi și ne invită la negociere, pe de altă parte ne-a demis toți secretarii de stat, prefecții și suprefecții. Dar el nu înțelege un lucru. Apropo de secretarii de stat, majoritatea nici măcar nu erau membri de partid. Înțelegeți? Deci sunt oameni care au fost recrutați cu greu. De exemplu, la Ministerul Sănătății a fost un secretar de stat adus de la Banca Europeană de Investiții. Da? Deci un secretar de stat adus cu greu de la Banca Europeană de Investiții. Adică spuneți că ați promovat, ați... Profesionalismul, da, am promovat profesionalismul. Da, am adus oameni profesioniști. Și probabil domnul Cățu a învățat, cum se întâmplă la el, să vină acești oameni și să pună presiune pe partid, să accepte anumite mizerii ca oamenii ăștia să nu-și pierdă posturile. Oamenii ăștia toți au unde să se întoarcă. Asta este diferența. Oamenii ăștia nu vin din neant și sunt puși acolo secretar de stat doar pentru că sunt membri de partid. Nu, oamenii ăștia sunt profesioniști în ceea ce fac, au fost aduși să-și facă treaba, să pună umărul la reconstrucția României, nu se poate, ei pleacă înapoi de unde au venit. Bun, nu mai aveți prefecți, nu mai aveți prefecți într-un fel, adică este logic, având în vedere că prefectul este reprezentantul și prefecții sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. Da. Și nu risca PNL-ul să-i pună USR Plus bețe în roate, să... Ca și la nivel de secretar. Da, asta se întâmplă la lui, dar... La nivel de... Ce credeți că se va întâmpla la nivel, nu știu, de Consiliul Județean Constanța? La primăria Constanța? Chiar am discutat... Aveți acolo vicepreședinte? Da, 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 am discutat cu colegii mei și
Ei, la rândul lor, vor decide în funcție de cum se întâmplă lucrurile aici. Adică o coaliție, atât la nivel guvernamental, cât și la nivel local, trebuie să fie funcțională. Da? Trebuie să avem niște proiecte, are și PNL o proiecte, are și USR Plus proiecte, trebuie să ne le susținem reciproc și lucrurile astea trebuie foarte bine puse la punct. Adică, dacă adică nu știți ce se va întâmpla. Nu, nu știu ce se va întâmpla, este o decizie a lor, eu nu sunt în măsură să iau decizii pentru ei. V-am spus, am discutat subiectul cu ei, dar încă nu știm ce se va întâmpla. Sperăm ca această coaliție la nivel local să funcționeze și să funcționeze așa cum trebuie. În cazul în care nu funcționează, asta este PNL-ul, își asumă această conducere cu PSD-ul, cum s-a întâmplat de multe ori și la nivel local, ca proiectele cu care USR Plus nu au fost de acord să fie votate și să fie trecute cu ajutorul PSD-ului. Da, USR-ul funcționează și la nivel și la nivel parlamentar și la nivel și la nivel local. Doamnă, zâmbesc pentru că la nivelul municipiului Constanța această colaborare nu funcționa de dinainte să apară tot scandalul acesta care a dus la ieșirea dumneavoastră de la guvernare. Să înțelegeți că și colegii mei consilieri au fost votați ca să facă treabă pentru Constanța. Nu au fost votați să facă în opoziție și ei fac tot posibilul ca această coaliție locală să funcționeze. Dar cum să spun, trebuie un efort din ambele părți. Da? Trebuie ca ambele partide să facă pași ca această coaliție să funcționeze. Mai credeți că se poate reface coaliția? Da, sunt convinsă. Sunt oameni din PNL care sunt, ca și noi, dornici să facă reforme pentru România. Se poate reface această coaliție, dar fără Cîțu. Ok. Ne oprim aici. Discutăm după interviu alte chestiuni, tot legate de guvernare. O să vă întreb așa... De cancan, nu le spunem, de cancan din zilele acelea când v-ați trezit că sunteți puțin trimiși acasă. Mulțumesc foarte mult și mult succes în activitate. Mulțumesc și vă pentru invitație. Și să ne revedem cu bine. Ne revedem. Domnilor, domnilor, atât pentru astăzi, să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere!